Bună ziua, dragii noștri, din nou împreună la rubrica Cărți deschise pentru minți deschise, de data aceasta în cadrul unei noi campanii online organizată pe site-ul editurii Herald, Provocări și soluții în relația de cuplu. Cititorii întreabă, psihologul răspunde. Viața de cuplu este complexă și probabil cu toții am trecut prin tot felul de încercări, mai mult sau mai puțin dificile. Cu siguranță, iubirea și relația de cuplu sunt supuse de-a lungul vieții unor provocări, unor tentații, probe ale timpului, putem spune, sau dileme la care încercăm să găsim răspunsuri prin intermediul campaniei Provocări și soluții în relația de cuplu. Cititorii întreabă, psihologul răspunde și a invitaților noștri, psihologi, psihoterapeuți, coach. Așadar, vă invităm în perioada 18-25 noiembrie să aflăm împreună cum putem gestiona și depăși dificultățile și încercările relației de cuplu, așteptând întrebările dumneavoastră pe pagina de Facebook a Editurii Herald, pentru că de această dată, în cadrul acestei campanii, ne dorim foarte multă interactivitate și atunci ne-am bucurat foarte mult să primim întrebările dumneavoastră. Avem invitați speciali, cum spuneam puțin mai devreme, psihologi, psihoterapeuți, coach. Și aș vrea să îi pomenesc foarte pe scurt. Daniela Dumitrescu, psiholog, psihoterapeut, Cati Călin, cu care vom vorbi astăzi, psiholog, formator în metoda ESPERE, Sabina Strugariu, de asemenea, psihoterapeut integrativ, Cătălina Olteanu, psihoterapeut integrativ, Ligia Moise și foarte, foarte mulți psihologi și psihoterapeuți care vor încerca să răspundă întrebărilor dumneavoastră. Astăzi este alături de noi Cati Călin, psiholog și formator în metoda ESPERE și vom vorbi despre mesajele toxice în relația de cuplu, pornind de la titlul unei cărți publicată în colecția PAS în 2, colecție care face subiectul campaniei noastre, Dansul furiei de Harriet Lerner, ghid pentru femeile care vor să schimbe tiparul propriilor relații. Carte care, cum spuneam, face parte și din această campanie Probleme și soluții în relația de cuplu. Exprimarea furiei a fost condamnată mereu și nici în prezent nu se bucură de o reputație prea bună. Manifestarea furiei, în special de către femei, atrage după sine diverse etichetări sau catalogări, slăbiciune, defect de caracter, impolitețe, poate, eu știu, proastă creștere. Suntem educați și sfătuiți deopotrivă în spiritul concilierii, al mascării sau chiar al reprimării adevăratelor noastre emoții de dragul cutumelor sau aparențelor sociale. Cu atât mai mult cu cât obiectul nemulțumirii este partenerul de cuplu, un părinte sau chiar copilul. Așadar, Cati, după o scurtă introducere, prezentare a campaniei noastre, pe care, așa cum spuneam, ne-o dorim puțin altfel pentru că ne dorim interactivitate din partea cititorilor noștri. Haideți să vorbim despre emoții negative. Iată, Harriet Lerner ne oferă această carte, Dansul furii, să vorbim despre ce înseamnă emoții negative și ce înseamnă mesaje toxice în relația de cuplu și cât de dăunătoare sunt ele pentru bunul mers al unei relații, pentru o relație funcțională și sănătoasă. Mulțumesc, Sorin, mulțumesc pentru invitație și ocazia să vorbesc despre lucrurile care îmi plac tare mult și pe care le-am învățat, le-am practicat, le practic și le transmit mai departe. Pornind de la faptul că între cei doi parteneri de cuplu, iată aici, există această relație de care de cele mai multe ori uităm și uităm cu ce o hrănim în fiecare zi și o relație de cuplu care e menită să dureze pe termen lung poate să fie deteriorată în timp de calitatea comunicării dintre cei doi, de mesajele pe care alegem să le transmitem și cum alegem să le transmitem. Asta e lucru pe care îl fac și vine în foarte mare armonie cu ceea ce propune Harriet Lerner apropo de această diferențiere între o emoție pe care poți o simți la un moment dat, să zicem că partenerul se referă la femei, în acest caz Harriet Lerner în mod special, dar e perfect valabil și pentru bărbați. În primul și primul rând apar niște lucruri, se întâmplă în relație. Chiar dacă la un moment dat femeia ar putea să spună, wow, ce mă enervează bărbatul meu, să zicem că aceasta e furia care a apărut,
De fapt, cred că primul pas în așa fel încât să pot să ajung să lucrez cu această furie și să nu dăuneze relației este să nu mai confund pe partener, pe soț cu ceva ce face. Da? El a făcut ceva la un moment dat, a spus ceva, a făcut sau n-a făcut. Cred că cu siguranță fiecare are un exemplu de ceva ce îl deranjează sau ceva ce a trezit în interiorul lui furie. Și de cele mai multe ori ceea ce facem și mai ales dacă comportamentul se repetă, furia crește din ce în ce mai mult și face în așa fel încât să nu mai fim eu și el în relație, ci să fie comportamentul lui și furia mea. Să nu mai văd din cauza furiei, pentru că emoțiile atunci când apar și ajunge să fie furie, e clar că e disproporționată față de situația din prezent. Și furia, cumva, e cum m-am înfuriat, m-am mâniat, sunt furios, ajung să fiu, când de fapt e ceva ce trăiesc. Și cu această furie s-ar putea, ca în relație, să transmit un mesaj toxic. De tipul, tu nu niciodată nu ești în stare, nu se mai poate, ceva îngrozitor, divorțez sau mai știu ce alte lucruri. Și invit pe cei care se uită la noi să conștientizeze un pic care sunt lucrurile care îi deranjează în relația lor, în măsura în care vor să meargă mai bine, ne dorim să meargă mai bine, am investit atâta timp, avem sentimente unul față de celălalt și totuși zi de zi ajungem în conflicte. Și atunci, ca să ajungem să ne uităm un pic și să ascultăm un pic ce se întâmplă, îi invit pe fiecare să conștientizeze care sunt comportamentele care mă deranjează la partener, să nu mai ajung să-l confund pe partener, să nu mai văd, da, practic, de aceste comportamente, să pot să le văd diferit. Iată, partenerul meu cu care am această relație de cuplu, care e importantă pentru mine și vreau să construiesc în continuare, dar iată, există și acest comportament care mă deranjează sau față de care simt furie. Bineînțeles, cu cât furia este mai disproporționată, are legătură cu altceva care e trezit mai din spate, ceva, un eveniment din viața mea, fie din relația de cuplu, altă relație de cuplu sau chiar mai în spate, în perioada copilăriei, adolescenței, care ar merita să fie ascultat. Ce face cam acest punct sensibil? Ce face că un mic comportament de a nu veni la timp sau de a pune șosetele mai la stânga sau de a nu spăla vasele sau a nu respecta un angajament face să se nască o furie oarbă? Are legătură cu altceva mai din spate. Și această modalitate în care cu cât relația e mai apropiată, cu atât mai mult mi se pare natural că pe mine dacă mă apucă furia să ajung să îi spun celuilalt ce am pe suflet, așa pur și simplu, să vărs aceste lucruri în relație, sper ca fiecare dintre noi să ajungem să facem lucrurile diferit, pentru că aceste manifestări care rămân la nivelul relației pot să facă în timp ca această relație pe care inițial am ales-o colorată, nenodată, să ajungă, iată, plină de noduri, neagră, transparentă. Și în momentul în care relația de cuplu, relația față de care m-am angajat să trăiesc viața până la adânci bătrâneți, ajunge în acest hal, cu siguranță fiecare dintre cei doi are de suferit, relația are de suferit și uneori ajunge pur și simplu să nu mai existe. Deci, iată modalități practice în care îmi dau seama că ce mă deranjează, îmi dau seama ce trăiesc, ascult un pic legat de ceea ce trăiesc și evit să trimit astfel de mesaje în momentul în care sunt năpădit de furie, ci îmi iau un moment de ascultare și revin în momentul în care lucrurile au fost ascultate, în care nu mai este aici pe capul meu furia, nu sunt năpădit de ea, ci pot să am un mesaj constructiv către celălalt. Iată, când ai făcut asta, eu am simțit furie și pot să fac o cerere în relație. Îți cer să ai față de mine un ton calm, dacă e vorba de tonul ridicat, sau îți cer să-ți respecti angajamentele. Și la cerere aștept un răspuns din partea celuilalt, în așa fel încât să găsim constructiv o cale de a ieși din situația respectivă. Uite, o întrebare. În timp ce te ascultam, mi-a venit în minte. În momentul în care doi parteneri ajung în terapie de cuplu
Să spunem că își doresc amândoi, da, ca relația să funcționeze și atunci sunt ambii de acord să ajungă în terapie. Sau unul își dorește și reușește să-l convingă și pe celălalt să vină în terapie. Știu că una din întrebările esențiale pe care terapeutul le pune celor doi parteneri este următoarea. Ce anume v-a făcut să vă îndrăgostiți de partenerul vostru? Pentru că la începutul relației vorbim despre un set, chiar dacă sunt proiecții, vorbim despre un set de valori, despre un set de calități pe care partenerul, oricare dintre cei doi parteneri, le scoate la suprafață, le scoate în evidență pentru a-i arăta celuilalt. Uite cât de bun sunt eu, uite cât de dezirabil sunt eu. Și pe parcurs toate lucrurile astea se modifică sau dispar, se atenuează. Ceea ce la început ni se părea wow, da? De care e motivul pentru care m-am îndrăgostit de ea sau de el, după un număr de ani, nu știu, după ce trece furia hormonală, un an, doi, trei, patru, depinde de caz, apar într-adevăr defectele care în primele luni au fost cumva ascunse. Și atunci cumva psihoterapeutul sau psihologul încearcă să readucă în actualitate aceste aspecte. Ce anume te-a făcut, ce anume ți-a plăcut la el sau la ea la începutul relației, motiv pentru care ai ales să întemezi, de exemplu, o familie. N-ai făcut-o inconștient, da? Ai avut un set de valori și ai mers pe ele și atunci ai zis, el sau ea reprezintă persoana cu care eu vreau să-mi duc viața de acum încolo. Este important ca acest aspect, ca partenerii de cuplu să identifice și calitățile partenerului și să nu meargă numai pe defecte, pentru că eu am sentimentul că sunt accentuate, amplificate doar părțile negative, puține, multe, cum or fi ele, nu contează. Adică, de cele mai multe ori, unul dintre parteneri, apropo de mesaje toxice, sau chiar ambii, când vorbim de situații conflictuale, au tendința de a vedea mai degrabă ceea ce nu face partenerul decât ceea ce face. De a vedea mai degrabă că nu face lucrurile așa cum mi le doresc eu. Că poate eu am așteptări să ducă gunoiul de 3 ori pe zi și el duce doar o singură dată sau de 2 ori. Și multe, multe alte lucruri. Adică în loc să vedem lucrurile bune, da, pe care le face respectivul om, alea ni se par niște daturi. Păi e normal să fac așa, e normal să. Dar în momentul în care nu se fac, nu mai spunem, păi da, ce e așa o mare problemă? Mare brânză că n-a dus gunoiul, e normal să nu-l ducă. Nu, atunci ne inflamăm. Deci când celălalt nu face lucruri, ne deranjează. În momentul în care face, ni se pare ceva banal. Da, și, de aici cred că lipsa și lipsa de apreciere. Pentru că au legătură lipsa de apreciere, lipsa de valorizare cu mesajele toxice. Din ceea ce ai spus, mi-am reamintit de diferența între relație de cuplu și relație de întâlnire. Când cei doi se întâlnesc și între ei se înfiripă o relație amoroasă. Da? Nu e o relație de cuplu, spune metoda Espere la început, pentru că nu avem încă un proiect de viață în comun și un angajament. Dar există atracție de o parte și de alta, există momente frumoase petrecute împreună, există îndrăgostirea despre care ai vorbit și sunt fiecare pune o imagine ideală, fiecare proiectează asupra celuilalt, mă gândesc la ce i-ar plăcea, cum i-ar plăcea, bun. Și se poate ca cei doi parteneri, nu întotdeauna se întâmplă, să hotărască să intre într-o relație de cuplu în care există un proiect de viață în comun, în care construim împreună, în care ne angajăm. Și treptat, treptat, sunt multe mecanisme care se pot întâmpla. Tocmai de aceea e extraordinar de util ca fiecare să se asculte sau să, într-un moment dificil, să primească un pic de sprijin din partea cuiva pentru a vedea ce face că lucrurile ajung să se întâmple astfel. Și, de altfel, construcția noastră, ca oameni, dincolo de societatea în care am ajuns, este cea care se bazează cumva pe frică și pe protecție. În așa fel încât
automat ființa noastră, creierul nostru, este făcut să vadă ce nu merge. Pornind de la, dacă se mișcă tufișul, eu ce îmi imaginez? Care sunt cei care au supraviețuit? Sunt cei care s-au gândit, poate să fie tigru în tufiș și au fugit. Decât, a, poate să fie un iepuraș și ce drăguț. Deci, automat suntem construiți ca pe mecanismele de bază să vedem lucrurile care nu merg, pentru că sunt lucrurile care ne-au ajutat să supraviețuim în condiții mult mai vitrege. Deci să avem în vedere că și din punct de vedere al educației, de altfel suntem o generație care vine din perioada în care nu eram obișnuiți să oferim mesaje cadou și nu conștientizam cât de important este. Deci mai ales când starea mea poate că nu este furie, dar este o stare neplăcută, mă deranjează ceva, iată, am o stare neplăcută. S-ar putea, în mod natural, să mi se pară diverse lucruri. Și nu suntem obișnuiți să facem igiena relațională, în sensul că dacă am primit un mesaj toxic într-o altă relație, da? Într-o relație profesională sau avem o dificultate într-o altă relație, da? Să zicem că în relație cu șeful am primit un mesaj toxic și când vin acasă, nefăcând o igienă relațională, în sensul că ne poziționându-mă în relație și în rolul meu profesional, să zicem că ăsta e rolul meu profesional, vin acasă încărcată de acest lucru și în măsura în care nu fac diferența între cele două, în care nu ajung să spun ceva sau fie că arunc la coșul de gunoi relațional mesajul pe care l-am primit la serviciu, iată, am un coș de gunoi în care pot să arunc mesajul în așa fel încât să vin eliberat acasă. Dacă eu vin cu asta în spate și de obicei avem tot felul de lucruri acumulate din relațiile noastre, există posibilitatea ca la cel mai mic gest pe care îl face celălalt, iată, bun, asta, să izbucnesc și să trimit un alt fel de mesaj în relația de cuplu. Deci să-mi dau seama că există și varianta aceasta și pe lângă a face diferența și a nu lăsa poluată relația de cuplu de toate celelalte. Și suntem obișnuiți ca orice altceva să aibă prioritate, nu relația de cuplu. Rolul de părinte, rolul profesional, ce facem prin casă, toate lucrurile legate de menaj, care sunt discuțiile eterne ale cuplului actual în care femeia nu mai este doar casnică și are grijă de casă, ci are un job. Și atunci automat avem nevoie să împărțim sarcinile casnice și să găsim o modalitate în care să fie în regulă, nu în sensul de ca femeia să preia toate lucrurile și să le aibă pe cap toată casa, da? Să putem să le împărțim cu adevărat și în același timp pentru femeie să lase deoparte probabil un ideal, caut pe aici, un ideal de perfecțiune a casei care strălucește, pe care să o impună și bărbatului. Deci am ajuns, dar trebuie să fie lună, adică ce e aspiratorul ăsta, ce ai făcut tu, cum ai spălat vasele? Și atunci e o sursă perpetuă de conflict. Și revenind la ceea ce spuneai, este extraordinar de important și Harriet Lerner descrie în carte foarte interesant și cu exemple că o relație are nevoie de hrană bună, e un organism viu. Această relație de cuplu e responsabilitatea amândurora și fiecare din capătul lui are de lucrat la ea. Nu e ca și cum noi ne gândim ca în povești, am trăit fericit până la adânci bătrâneți, suntem împreună, gata, lucrurile merg. Nu merg așa, pentru că o plantă sau o ființă vie care nu primește ce are nevoie va avea de suferit. Ori mesajele de apreciere către partener, pe care dacă în cadrul întâlnirilor de consiliere și acompanierilor, ele ies la suprafață atunci când vine întrebarea ce apreciez la celălalt, sunt acolo, doar că nu avem acest obicei, pe care sper să ne creăm acest obicei de a ne oferi mesaje cadou de apreciere, fie că sunt îmbrățișări, pupături, contact fizic, fie că sunt cuvinte prin care mă bucur că ești aici lângă mine, sunt recunoscătoare că ai făcut asta, apreciez toate lucrurile care vin bune. Pentru că de obicei proporția este mesaje toxice sunt mult mai multe față de mesaje cadou. Mesajele acestea în care ce n-ai făcut? Cu cele mai bune intenții, bineînțeles, pentru că vreau ca lucrurile să meargă bine, doar că pot să le fac altfel
Și tocmai de aceea fac ceea ce fac, în sensul că îi susțin pe ceilalți să poată să găsească cuvintele potrivite în așa fel încât această relație să fie una în care fiecare să fie împlinit, să se simtă bine, să pot să mă dezvolt, să pot să trăiesc bine viața mea și alături de partener. Crezi că există un set în cazul femei? Crezi că există un set de așteptări oarecum nerealiste în ceea ce privește împărțirea și nu numai împărțirea, cât felul în care bărbatul se achită de anumite task-uri, de anumite sarcini în gospodărie, apropo de mesaje toxice. N-ai făcut lucrul ăla cum trebuie, în timp ce te ascultam, n-ai spălat vasele cum trebuie, n-ai băgat aspiratorul cum trebuie. Partea aceasta de gospodărie, se știe, da? A reprezentat un rol esențial foarte mulți ani din partea femei. Da? Femeia era cea care stătea acasă, avea grijă de copii și, bineînțeles, de gospodărie, implicit și de curățenia în casă. Iar bărbatul pleca dimineața la muncă și venea seara, să presupunem. Cum ar trebui să vină el în întâmpinarea acestei așteptări, să spunem? Pentru că am mai discutat, poate și cu alte ocazii, și cumva mi se pare firesc. Mi-am pus această întrebare. Bun, sunt și excepții, da? Dar niciodată un bărbat poate, nu, nefiind în acel rol, pentru că vorbim despre roluri, niciodată poate un bărbat nu va face curățenie la fel de bine cum face o femeie. Nu va spăla vasele sau poate nu va băga aspiratorul la fel de bine cum face o femeie. Pentru că până la urmă pornim din copilărie și văzând toate lucrurile astea la mamă, da? Ea, tânăra, fetița, apoi tânăra și apoi, să spunem, viitoarea soție, se deprinde cu acest rol și învață să facă lucrurile astea pentru că vorbim despre casă, despre gospodărie. Ori, dacă o luăm și din punct de vedere ancestral și ne ducem în timpuri imemoriale, bărbatul era cel care pleca la vânătoare, da? Cum pleacă astăzi la servici. Pleca la vânătoare ca să asigure hrana familiei, da? Și pleca dimineața și poate se întorcea cu vânatul seara. Avea un cu totul alt rol. Și acum cumva mă gândesc că bărbatul trebuie să învețe, da? Așa cum femeia are un servici, așa cum femeia poate e implicată în tot felul de proiecte sociale, da? Adică are și o viață socială, nu doar job și casă. Și bărbatul este cumva nevoit să se adapteze și să învețe acest rol care până în urmă cu câteva decenii, nu știu, 10, 15, 20, 30 de ani, a aparținut femei. Și aici mă refer la calitatea lucrurilor pe care le face în casă. Da, da, absolut, pentru că cred că pentru o relație de cuplu, și tu nu doar o relație de cuplu, ci relațiile cu copiii și cele profesionale, orice fel de relație, cred că e esențial ca fiecare dintre cei doi să aibă o bună și sănătoasă relație cu sine, o relație în care am ambele capete, relația mea cu mine și relația și el are relația lui cu sine. Și în momentul în care noi venim cu multe proiecții în relația de cuplu și multe lucruri a ceea ce suntem și lucruri acumulate. Și s-ar putea, avem fiecare modele de cuplu, modele de grijă asupra casei, modele diferite în funcție de fiecare vine cu experiența lui. Și s-ar putea ca la ea să existe un model de cum se fac lucrurile în casă sau al casei care să fie lună, câte din femeile românce nu au acest model de perfecțiune moștenit de la mamă sau de la bunică mai degrabă. Pentru că în România copiii în perioada comunismului, industrializare forțată în care mamele s-au dus să muncească, ce făceau? Erau la țară, la bunici, bunica fiind modelul de femeie casnică, de cele mai multe ori. Și atunci, fiind crescute de aceste femei
automat, nu automat, dar de cele mai multe ori s-ar putea să avem în interiorul nostru acest model ideal al femeii casnice și al casei care se învârte după soare. Și venim cu acest model în familie. Și pentru că de obicei nu am învățat cum să comunicăm, mi se pare logic ca și el să aibă același model. Ori el, la rândul lui, e crescut de tot o bunică a unei familii în care bărbatul pleca la serviciu, se întorcea și în care ea le făcea pe toate. Și modelul în care bărbatul vine, e servit, nu face lucruri prin casă, că nu e rolul lui. Și atunci, iată, încă un bonus al minunatei industrializări forțate și a comunismului. Dificultățile în cuplu actual, iată. Pentru că venim cu aceste două modele și fiecare, în mod conștient sau cel mai degrabă inconștient, mi se pare natural să se întâmple așa. Nu comunicăm, pentru că există această iubire în care ne înțelegem și că lucrurile ar trebui să meargă foarte bine. Venim cu modelele și la un moment dat ne lăsăm orbiți de aceste modele. Cumva, pe care încercăm să le impunem. Cum adică? Păi casa trebuie să fie luna. Păi cum adică? Păi eu trebuie să stau și să mă relaxez după munca, pentru că nu am fost obișnuit. Și atunci este necesar ca fiecare să poată să conștientizeze ce are în interior, care sunt aceste modele și să pot să ascult, de exemplu, în cazul femeii, ce este realist pentru mine acum, când rare ori femeia mai rămâne acasă și când rămâne acasă de obicei are sarcina îngrijirii copiilor, ori nu este foarte simplu, cred, știți, pentru cei care au aveți grijă de copii, să poți să fie și casa lună și copiii îngrijiți, ci o relație de calitate. Și atunci ce aleg? Și de cele mai multe ori și în mod inconștient, fără să-mi dau seama, cumva am observat că și eu manifest acest lucru, chiar dacă am făcut atâtea lucruri am învățat, încât la un moment dat casa lună devine mai importantă decât relația. Ori cred că este esențial să conștientizăm modelele diferite pe care le avem și să punem în comun. În metoda ESPERE pe care am învățat-o de la Jacques Salomé și pe care o transmit, este extraordinar de util ca fiecare dintre noi să exprimăm ce așteptăm concret. Ce înseamnă concret? Aștept să împărțim sarcinile casnice. Hai să vedem care sunt sarcinile, ce putem să facem și să sper ca femeile care lucrează sau care să poată să renunțe în mod simbolic la acest model de perfecțiune pentru a fi prezente în viața lor actuală. Și mai e ceva. Deci, în afară de modelele acestea, mai este și faptul că cultura în care trăim, da? Trăim într-o cultură în care fiecare prezintă lucrurile într-o lumină extraordinară și există cultura aceasta în care ni se prezintă și ni se vinde realitatea în care poți să ai totul. Poți să ai totul, poți să ai și casa lună, poți să ai și jobul perfect, poți să ai și relația perfectă cu copilul, poți să le ai pe toate, poți să ai și vacanțele de vis, poți să ai tot în același timp. Ori în același timp, în realitatea vieții noastre, nu e posibil. De cele mai multe ori favorizăm una și o lăsăm pe cealaltă. Și problema cea mai mare e că cenușărea sa e relația de cuplu. Cea care de obicei este după copii, după ne trezim unul lângă altul, epuizați în pat sau de cele mai multe ori ea epuizată când mă așez în pat și după care o stai puțin, mă doare capul, sunt obosită. Dar oare? Ce se întâmplă? Și relația de cuplu are de suferit. O relație fără intimitate, ce nu mai relație de cuplu, e relație de partener de casă, colocatari care împart un credit la bancă și doi copii. Are de suferit pentru că venim cu toate aceste lucruri cu noi și ne punem niște standarde foarte înalte și bineînțeles că standardele astea înalte le vărsăm și față de partener. Iată. Și cred că un lucru, iarăși foarte important în tot ce ai spus tu, este și partea de negociere, pentru că cu siguranță în toate sarcinile, în toate taskurile pe care le împărțim în casă, că vorbim de plata facturilor, că vorbim de făcut piața, că vorbim de făcut mâncare, că vorbim de făcut curățenie, că vorbim de
mai de reparat ceva prin casă sau grija, educația față de copii și multe, multe alte lucruri, cred că ar trebui și ele puțin negociate, pentru că deși este un pare la prima vedere un termen din zona business-ului, negocierea este foarte importantă. Adică eu trebuie să înțeleg, apropo de empatie și de înțelegerea nevoilor celuilalt, trebuie să înțeleg atunci când celălalt, sau să-mi dau seama, sau să văd din atitudinea lui, sau chiar el să-mi spună, faptul că nu îi place să facă un anumit lucru. Și asta este ceva absolut normal. Da? Sau că ție nu-ți place să faci un anumit lucru. Și atunci vedem din multitudinea de sarcini, de task-uri, le împărțim, să zicem că sunt 10, 5 și 5. E, ia să vedem care îți plac ție și care îmi plac mie, tocmai pentru a nu ajunge ca unul dintre cei doi parteneri să facă lucruri care nu-i fac plăcere sau să le facă fără prea multă tragere de inimă. Dragii noștri, am vorbit astăzi despre emoții, am vorbit despre mesaje toxice în relația de cuplu, alături de Cati Călin, psiholog și formator în metoda ESPERE, în cadrul acestei frumoase campanii Probleme și soluții în relația de cuplu. Cititorii întreabă, psihologul răspunde. Așa cum spuneam la începutul intervenției noastre, așteptăm în continuare întrebările dumneavoastră pe care să le adresăm invitaților noștri. Îi mulțumim foarte mult lui Cati Călin că a fost alături de noi. Noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci aveți o zi frumoasă în continuare și lectură plăcută. La revedere!